În dimineața zilei de 5 martie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost solicitați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu produs într-un complex depozitar cu materiale combustibile în preajma orașului Vulcănești Uteagă Găuzerii. Apelul la serviciul unic 112 a fost înregistrat la ora 7.47 de minute. La fața locului au fost îndreptate șapte echipaje de salvatori și pompieri care ajung și au stabilit că opt secțiuni ale depozitului cu materiale combustibile au fost cuprinse de flăcări și inundate cu fum dens. Pompierii au reușit să localizeze arderea către ora 8 și 38 de minute. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a fost lichidat către ora 9 dimineața. În urma arderii, nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști ulterior.